Nu credeam că ultimul clip despre Gumball va face atât de rapid 1000 de likes. Dar da, aparent a făcut. De aceea vă mulțumesc mult, iar azi vorbim din nou despre Gumball. Înainte de a începe clipul, vedeți că ursul a scos clip nou. Aveți la descriere un link către acest clip. Mergeți acolo și dați like și spuneți că Killer Bananas v-a trimis. Cred că o să vă placă animația respectivă. Bun, dar hai să vorbim despre Gumball. Nu e chiar cel mai ușor lucru din lume să găsești o teorie despre Gumball, pentru că sunt o mulțime, iar multe din ele sunt expirate. Dar sper că am mai găsit una care să vă placă. Dacă acest clip trece de... trebuie să fiu mai atent aici. 4000 de likes, mai fac un clip despre Gumball. Până atunci să pun și alte clipuri. Ok, teoria asta mi-a fost trimisă de Florian Marian pe Facebook și am zis să vorbesc despre ea pentru că mi s-a părut interesantă și sper că și vouă vă va plăcea. Teoria face referire la omul din dubiță și că acest personaj nu ar fi de fapt tatălui Richard, așa cum se crede, el fiind de fapt tatălui Hector, uriașul. El muncește în această dubiță pentru a strânge bani pentru familia sa. Într-un episod, Hector spune despre tatăl său că este atât de mare încât trei alpiniști s-au pierdut în buricul său. Bine, aici v-ați putea întreba, dar cum poate un personaj atât de mare să locuiască într-o dubiță? Răspunsul ar fi o poțiune de micșorare realizată de soția sa. Având în vedere că în The Amazing World of Gumball se pot întâmpla o mulțime de lucruri, o poțiune de micșorare nu ar fi cel mai imposibil lucru. De aceea această teorie ar putea sta în picioare. Datorită acestei poțiuni de micșorare făcută de soția sa, el are acum dimensiuni normale și poate să stea în dubița respectivă. El și-a ales acest loc de muncă pentru a se putea ascunde de poliție, datorită faptului că este căutat pentru distrugerea orașului Elmore. Oricum, din ce pare în serial, omul din dubiță nu pare că ar avea formă de om. Poate că acesta este un efect secundar al poțiunii respective, el schimbându-și forma în schimbul dimensiunilor normale de om. De ce spuneți? E ok teoria? Puteți să sau un comentariu mai jos. Dar ok, cam atât pentru azi, puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul meu, un like, un follow pe Instagram, un banană pe Patreon și de ce nu să vă uitați și alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut, pa! Teoria Steven Universe. Bagă-mă în episod dacă vrei încă vreo 47 de abonați. Hashtag 40.500. Shout out for the one English comment. Mine. Hello.